Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Începem ZF Deschiderea de astăzi. O am alături de mine în continuare pe Carmen Bobu, investitoare pe piața de capital, cu care voi încerca să atingem cele mai de interes subiecte ale zilei și să discutăm, printre altele, câte ceva despre noi de listări, dar și cele așteptate de investitori în perioada următoare. Doamnă Bobu, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața, Tibiț! Mulțumesc pentru invitație și salut toți ascultătorii! Cu mare drag de fiecare dată. Pentru început vă propun să trecem repejor prin rezumatul ședinței de tranzacționare de ieri și avem așa un plus de 0,58% pentru indicele BET, un rulaj total de 54,3 milioane de lei sub media zilnică și o apreciere de 21,3% pentru indicele principal de la începutul anului. Cum ați văzut ședința de ieri? Ce s-a remarcat, să spun așa? La creștere avem, ca de obicei, pe primele locuri Banca Transilvania și SNP, cu creșteri nu foarte mari. De remarcat este creșterea Teraplast cu 4,96%, pe care aș pune pe seama așteptărilor din partea investitorilor pentru primirea acțiunilor gratuite care va avea loc în septembrie. Continui cu topul creșterilor, unde avem pe primul loc Teraplast cu acest avans de aproape 5%, Impact locul 2 cu un plus de 4,76%, tranzacții de aproape 600.000 de lei, iar pe locul 3 Bidnet, care a urcat cu 4,15% pe tranzacții de 307.000 lei. La polul opus, Transelectrica a scăzut cu 1,22% pe un rulaj de 418.000 de lei, Transgaz minus 1,1%, rulaj de 604.000 lei și Sifoltenia scădere de 0,43% pe tranzacții de 133.500 de lei. Cum vi se par aceste dinamici? Normale, deci nimic care să-mi atragă atenția în mod deosebit. Bun, am discutat ultima oară în cadrul emisiunii la jumătatea lunii aprilie, dacă nu mă înșel, și vorbeam atunci despre cum ați încheiat anul 2020 și cum a fost începutul lui 2021 pentru investiții. Spuneați că a început foarte bine. V-aș întreba acum din nou cum a fost primul trimestru, că au trecut deja câteva luni, dar și cum a fost al doilea trimestru sau, altfel spus, prima jumătate de an. Care v-a fost activitatea la bursă în primul semestru? Cum l-ați încheiat? După cum am mai menționat, am avut o migrare de la piața principală către piața aero. Randamentele au fost foarte bune. Pot să spun că am bătut în ghilimele randamentul anului trecut în primele 6 luni acestui an, ceea ce este un lucru îmbucurător. Nu am făcut un efort deosebit pentru a înțelege toată lumea, ci sunt într-un context de piață foarte favorabil pentru aceste creșteri. Și mă bucur că nu am vândut, nu sunt pe cash, sunt investită aproape 80% din tot capitalul pe care l-am și sunt foarte mulțumită de randamentele pe care le-am obținut cu noile companii care s-au listat pe piața aero. Dumneavoastră reinvestiți dividendele în aceleași companii sau în alte oportunități, să le spun așa de moment, și ați exprimat în discuția anterioară o diminuare a dividendelor față de anul anterior. Chiar în ediția de astăzi a Ziarului Financiar avem o analiză realizată de brokerii de la Prime Transaction cu ce companii merită urmărite de investitorii de la Bursa de la București care caută să-și compună un portofoliu cu acțiuni de dividend, care acordă dividende. Același lucru este remarcat și de brokeri, o diminuare a randamentelor dividendelor în ultimii ani, care au dus la o medie pe ultimii 3 ani mai mică față de media pe ultimii 5 ani sau 10 ani. Și în același timp se sizează faptul că primele 3 poziții, dar și altele ceva mai jos, sunt ocupate de companii deținute majoritar de statul român. Avem Nuclear Electrica, Romgaz, Compet pe primele locuri, cu randamente în ultimii 5 ani în medie de 12,8%, 12,1%, respectiv 11,3%. Știu că aveți și dumneavoastră în portofoliu cel puțin Nuclear Electrica și este o acțiune pe care o preferați. La fel, Transilvania Broker de Asigurare, care nu e companie deținută de statul român, dar se află pe locul 4 în acest moment, știu că o aveți în portofoliu. Cum vedeți această diminuare a dividendelor în ultimii ani și care ar fi așteptările în continuare legate de companiile plătitoare de dividende?
Bursa de Valori București este cunoscută ca o piață axată pe acțiunile de dividend. De ce? Impozitarea, impunerea este foarte mică, de 5%, față de alte piețe mature, de exemplu în Japonia 22,2%, și se reține și la sursă această impozitare, ceea ce face ca infrastructura investitorilor să fie foarte ușoară pentru a putea plăti impozitul care se plătește odată pe an. Și acest lucru, deci impunerea este foarte bună, este foarte atractivă pentru investitorii care își constituie portofolii compuse din acțiuni de acest tip. Randamentul istoric, dacă este mare, nu înseamnă că garantează un randament viitor mare, dar scoate în evidență emitenții care sunt dispuși să distribuie sume mari din profit. Dacă ne uităm pe o medie pe ultimii 10 ani, observăm că top 3 este format din SNN, SNG și COTE, cu randamente de 10,8, respectiv 10,9 și 9,9. Media în ultimii 5 ani este de 12,8 pentru Nucleare Electrică, 12 pentru Romgaz și 10 pentru COTE, iar media în ultimii 3 ani se observă că este o scădere de 8,8, respectiv 7,5 și pentru COTE 8,4. Explicația scăderii dividendului este și creșterea cotației. SNN-ul aproape că și-a dublat în ultimii 2 ani cotația, de la 14, acum este 28. Acest lucru a determinat o scădere a randamentului dividendului și putem observa că media în ultimii 5 ani a fost mai mare și a scăzut în ultimii 3 ani, pentru că au fost scoase din companie și acele dividende speciale de către statul român, care avea nevoie pentru bugetul național, să zic așa, în care erau anumite nevoi. Da, într-adevăr, prezența Transilvania Broker în portofelul meu este prezentă și în top 5, să zic așa, și are un mare potențial să se mențină pe termen lung. O altă companie este și Petromul, aici văzându-se un randament al dividendului pe acțiune în creștere. În ultimii 10 ani a fost de 5,6, în ultimii 5 ani a fost de 6,5, iar în ultimii 3 ani a fost de 7,7. Politica de dividend la SNP și creșterea cotației este cauzată și de pandemia COVID, dar au făcut ca trendul să fie unul de creștere, cred eu, pentru că a scăzut cotația și evident că randamentul a devenit mai mare, politica de dividend menținându-se la fel, adică nu au scăzut randamentul dividendului și scăzând cotația, randamentul a devenit mai mare. Dacă politica de dividend se va menține în continuare, consider că SNP poate face parte, fără emoție, din orice portofoliu axat pe dividend. Foarte aproape de SNP am observat că este și SIF2-ul, care are cam același comportament. De menționat este că în piață avem emitenți care au acordat constant în ultimii 10 ani dividende peste dobânzile bancare, ceea ce este foarte, foarte bine, să poți urmări un portofoliu în care poți include companii care acordă dividend care este net superior dividendelor, depozitelor bancare, scuzați-mă. Avem de altfel companii care plătesc unele dintre cele mai mari dividende de la nivel european, din Europa. România acum 2 ani a fost în top 10 la nivel mondial chiar, că era un dividend mediu de 8%, din câte mi-aduc aminte. Da, referindu-ne tot la companiile de pe piața reglementată, vreau să mă întreb cum ați văzut listarea dezvoltatorului imobiliar One United Properties, respectiv listarea transportatorului fluvial TTS. Cum vi s-a părut evoluția de după listare? Salut listarea celor două companii pe piață, în primul rând pentru a mări capitalizarea bursei noastre și a mări posibilitatea de a investi în industrii noi, cum este TTS-ul, transportatorul de mărfuri fluvial, și United, care activează în piața imobiliară, având doar un singur emitent în aceeași industrie, pe Impact. După listare, pentru ambele companii se observă o diminuare a prețului din plasament, în special,
Consider că nu este nimic de speriat. Dacă mă uit aici la One, volumul acțiunilor vândute în piață a fost de 130 de milioane. Deci ei au vândut ca free float 130 de milioane. Iar acum, ca medie, avem 71 de mii sau 100 de mii, să zic așa, 200 de mii zilnic. Ceea ce nu poate fi nimic relevant pentru această scădere. Consider că cei care au intrat, majoritarii, au păstrat în portofoliu acțiunile. Sunt acțiuni care merită să le ai într-un portofoliu creat pe timp mediu și lung pentru a primi dividendul care va fi acordat și prin acumularea acestui dividend va avea plus valoare. Nu mă aștept ca acțiunea să aibă o creștere spectaculoasă, fiind o companie foarte mare și care este o companie care consider că va aduce plus valoare în timp mediu și lung. Nu este o companie de creștere, gen safe sau o companie care crește accelerat într-un timp foarte scurt. Nu este o companie speculativă. Consider o companie care trebuie să ai răbdare să dovedească, să facă plus valoare și prin acumularea dividendelor sau acțiunilor gratuite care deja s-au propus în AGA, care va avea loc în septembrie, să ai timp să-ți formezi un portofoliu care va crește în timp. Asta este pentru One ca imagine, iar pentru TTS am participat, deci sunt acționară One. La compania TTS, în care acționarul majoritar a vândut pe piața de capital un anumit procentaj din acțiune deținute, nu am intrat pentru că nu împărtășesc această politică de vânzare a companiei de către acționarul majoritar. Îmi plac majorările de capital care aduc bani în companie pentru dezvoltare și acționarul principal să rămână acolo, să poată managerii cu toată forța lui, să zic așa, compania. Dar și TTS-ul nu mă sperie, deci consider, văd aici vânzarea, compania a fost undeva în jur de 15 milioane de acțiuni, iar volumul zilnic este în jur de 20.000, 50.000 de acțiuni pe zi. Deci nu e nimic relevant că scăderea prețului poate evidenția o neperformanță a companiei sau... Nu, consider că au fost foarte mici investitori care nu au fost mulțumiți de creșterea din primele zile de tranzacționare și au vândut în pierdere, profitul fiind, pierderea fiind atât de mică încât și-au permis să vândă fără să se uite înapoi, să zic așa. Da, așteptându-se probabil la raliuri ca pe piața aero, ca la companiile listate în ultima vreme pe piața aero. Exact. Exact, exact. Da, și pierderile, scăderile n-au fost atât de dramatice încât să-i sperie și să nu vândă, să zic, sau volumele n-au fost atât de mari încât pierderile au fost foarte mari. Nu. Aceste companii sunt, cred, cumpărate sau în acționariatul lor au intrat fondurile de pensii, marile case de investiții, care sunt investitori pe termen mediu și lung și ei au timp să aștepte ca creșterea să se facă în timp. Nu e nimic speculativ, ci este o creștere organică care necesită timp. Și prin acumularea dividendelor, evident, compunerea dividendelor în timp, cum de fapt 10 plus 10 face 21 după primul an la o dobândă de 10%, da. Da, și apropo de ce spuneam și mai devreme legat de dividende, rămâne să vedem cum confirmă și cu rezultatele financiare și la One United am văzut deja... Victor Capitanu spunea chiar în cadrul unei ediții ZF Deschiderea de astăzi că vor să distribuie 35% din profit ca dividende de două ori pe an. Cred că este singura companie. Exact, exact. Și compania One mi se pare că este un pionier și aduce un mare plus valoare pieței noastre de capital prin toate pârghiile financiare care le propun. Au propus în primul rând dividende, ceea ce este un lucru foarte bun. Apoi acordarea de acțiuni gratuite este un lucru salutar. Apoi au venit cu un lucru foarte nou care mi s-a părut extraordinar, acordarea unor noi clase de acțiuni care dau putere de vot numai marilor fondatori, ceea ce este un lucru nou, un lucru bun și ne educă și pe noi într-un fel să vedem că piața de capital îți poate pune la dispoziție diferite mecanisme ca să te dezvolți, mă refer pentru antreprenori,
cu această putere de vot mai mare și pentru investitori să fie alături de companii care au creștere și sunt diferiți față de mulți alții. Și ceea ce pe mine mă bucură. Și am intrat în listare, te rog, am intrat în acționariatul acestei companii după interviul adus de tine în piață. După ce l-am văzut pe fondator în interviul tău, mi-a plăcut cum s-a prezentat, mi-a plăcut ce a spus și atunci am decis să intru alături de ei. Nu neapărat pentru câștigul promis, că nici nu-l văd drept să spun atât de rapid, ci pentru a fi alături de acest om care cunoaște atât de bine și atât de alături de partea financiară a pieței de capital sau alături de mecanismul pieței de capital. Și asta mă face să fiu alături de o astfel de companie. Nu neapărat pentru câștig, ci de a fi în această echipă și asta mă bucură. Și asta nu poate să ne bucure decât să ne bucure și pe noi care auzim de această veste. Mă mut acum către piața secundară, piața Aero, unde avem în ultimele luni un adevărat val de listări și sunt curios pe ce companie ați mizat dintre cele listate în ultima vreme. Da, am să-ți spun, anul acesta am început cu în ianuarie cu Safe, care știi și tu a mers foarte bine, o companie din industria cyber security în care cred foarte mult și cred foarte mult în această industrie. Apoi a fost Agrolendo în martie, care a mers foarte bine, îmi place și fondatorul de acolo, îmi place tot ce se întâmplă în companie. Apoi au listat o altă companie, Agroland Business, în care am intrat și le sunt alături. Am participat la Simtel, la ArcSteam. Deci sunt prezentă cam la tot ce se listează și nu vând, adică nu speculez. Nu pot să prind nici foarte multe acțiuni pentru că la plasamentele private rata de subscriere este foarte mare și din 10 acțiuni cerute prind una sau două, deci obțin foarte multe acțiuni. La unele companii am intrat și la listare, la unele am rămas cu acțiunile primite la plasamentul privat. Nu am vândut, sunt foarte mulțumită de evoluție și aștept să văd și eu rezultatele la primul semestru, când vor fi publicate. Sunt alături de ei, cred în ei, nu vând. Aștept evoluție, aștept acțiuni gratuite, aștept viitoare emisiuni de, sau majorări de capital. Și cred foarte mult în aceste companii noi și pline de energie, să zic așa. Iar dintre cele care sunt așteptate să intre la tranzacționare sau care la fel au emis acțiuni sau obligațiuni în ultima vreme, de care sunteți mai degrabă sau mai ales interesată și din ce considerente? Acum nu sunt prezentă nici într-un plasament privat, dar sper să pot participa la plasamentul privat ținut de Alser Forest. Este o companie din industria forestieră care s-a finanțat de pe piața de capital printr-o emisiune de obligațiuni acum câtva timp în urmă, vorba de săptămâni. M-a impresionat această companie și conducerea. Dețin 30% din cota de piață și rentabilitatea financiară pentru anul 2020 a fost de 99% față de cea din 2019 de 10%. Bun. Ne apropiem de finalul discuției și aș vrea să vă cer câteva puncte, câteva aspecte care considerați că sunt de interes pentru investitori în această a doua parte a anului. La ce să fie atenți în continuare? Consider că cel mai mare pericol este evoluția pandemiei COVID. Aduce atâta incertitudine în piață, încât nu cred că sunt decizii logice de luat. Ne va trebui o mare adaptabilitate la orice va veni. Apoi, politica dobânzii monetare. Nu cred într-o schimbare dramatică, dar este bine de urmărit dacă se va schimba ceva aici. Și evident, să luăm pulsul vieții politice și fiscale din România și din marele state cu burse mature din lume. Bine, doamnă Bobu, eu vă mulțumesc mult pentru discuție și las o invitație deschisă și pentru altă ocazie. O săptămână bună în continuare. Îți mulțumesc din suflet și succes tuturor participanților la piața de capital. Încheiem aici această ediție a emisiunii ZF Deschiderea de astăzi. Celor care ne-au ascultat, le dorim investiții profitabile. La revedere!
Aleph News. Știu ce spun. Nu știm cum să vorbim cu copiii noștri despre sexualitate. Îi lasă pe copiii noștri dezarmați în fața propriilor biologii. Știu ce te interesează. Mult și prost, așa a fost catalogat PNRR. Nu avem niște indicatori de performanță. Suntem ocupați să te aplaude și o șoacă în sală. Știu cum să te fac curios. Fotomodelele de lux au fost excluse de la Victoria's Secret. Nu este o frumusețe. Ce înseamnă o femeie frumoasă? Să zicem că te califici. Știu cum să te emoționezi. Trei oameni au murit în aprilie în tirul de terapie intensivă. După două luni s-au găsit vinovați. Nu avem reguli. Criza de încredere în sistemul sanitar este la cote alarmante. Știu să conving. Jar mâncați cu ceapa și frumusețe. Ține-te bine. Eu am forță așa. Minunat. Știu să câștig. Avem noi ceva de reglat. Hai, Irina! Nu putea să ne câștige așa un subiect frumos. Știu, deci știi. Abia aștept să vă ascult. Rămânem o nație de poeți. Caută Aleph News în rețeaua ta de cablu și selectează la favorite pe televizorul tău. O să-ți placă!